unde se situează România în, să-i spunem, cursa aceasta a digitalizării din perspectiva a trei studii care au fost efectuate relativ recent, aș spune. Un studiu ONU care arată că România se situează pe poziția 67 din 193, fiind ultima din Uniunea Europeană în acest clasament. Un studiu care măsoară eficiența guvernării electronice, indicele infrastructurii de telecomunicație, indicele capitalului uman și indicele serviciilor online. Un alt studiu la care o să ne referim mai în detaliu este acest raport DESI, care este făcut la nivel european, unde România se situează pe poziția 28 din 28. Acest studiu vizează aspecte precum conectivitatea la resursele digitale, capitalul uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale, respectiv serviciile publice digitale. Iar un al treilea studiu la care facem referire aici este IMD World, unde suntem pe poziția 54 din 63 de țări analizate, iar în Europa aici suntem pe poziția 20 din 21 de țări care au fost subiectul acestui studiu. Iar aici, să zic, elementele luate în calcul sunt cunoștințele necesare pentru transformarea digitală, factorul tehnologic aferent digitalizării și capacitatea de absorpție a digitalizării. Am spus că vom da câteva detalii despre rezultatele studiului DESI. Aici suntem în ceea ce privește conectivitatea pe poziția 22 din 28, iar aici, intrând oarecum în detalii, acest indicator, conectivitatea vizează acoperirea cu linii fixe sau mobile. Procentele acestea sunt mult sub media europeană, dar așa cum am sesizat cu toții în diverse deplasări pe care le-am avut în Europa, compensăm cu viteza internetului și, evident, și prin costuri, având în vedere că mâna de lucru în România este totuși mult mai ieftină decât în alte țări din Europa. În zona capitalului uman ne situăm pe poziția ultimă. Avem cel mai mic procent de utilizatori de internet, suntem penultimi în ceea ce privește competențele de bază, numărul de angajați în zona IT, chiar dacă la nivel național știm cu toții, au fost făcute o serie de avantaje sau au fost create o serie de avantaje și de beneficii personalului care lucrează în zona IT. Avem mai apoi modul de utilizare al internetului, integrarea tehnologiei digitale. Nu o să mai insist acum asupra lor, această prezentare va rămâne la dispoziția dumneavoastră și putem să oferim detalii suplimentare dacă este cazul. Să ne îndreptăm totuși un picuț înspre zona care ne interesează, cea a universităților din România și modul în care acestea sunt digitalizate sau modul în care își propun să facă acest lucru. Și mă rog, din datele pe care le-am avut la dispoziție, am constatat aici colegii mei, Laurențiu Georgescu și Vlad Petcu, au săpat la modul propriu după aceste date și după aceste informații în documentele care sunt disponibile public. Și am constatat că în anul 2018 universitățile publice au cheltuit 4 milioane de euro pentru dezvoltarea și mentenanța platformelor IT, având imobilizări necorporale, da, deci în ce înseamnă softuri și alte instrumente, de peste 60 de milioane de euro. Este o sumă mare, da? Și de fapt ce știm și observăm cu toții? Că fiecare universitate încearcă într-un fel sau altul să își creeze propriile infrastructuri, propriile instrumente. Că vorbim de raportarea cercetării, că vorbim de gestiunea studenților. Da? În mod firesc și în mod logic, și asta a fost și demersul domnului rector și asta a fost mesajul pe care a dorit să-l transmită Consiliului Național al Rectorilor, mesajul este că există anumite zone unde este foarte important să acționăm unitar, pentru că în felul acesta putem avea produse mai bune și în felul acesta putem să avem produse eficiente la costuri mai mici. Da? Pentru că dacă adunăm, după cum vedeți, toate aceste sume, ele rezultă într-un final, într-un buget mai mult decât foarte consistent pentru ce am avea nevoie. Cu atât mai mult cu cât raportările la care fac referință sunt unitare, ele țin de domeniile CNATCU sau ARACI sau mai știu eu care sunt aceleași pentru fiecare dintre noi. Da? Deci este, aș spune,
un challenge pentru cumva o dovadă de realism, dar și de pragmatism pentru a pune, să zic, la un loc toate forțele pentru a avea niște instrumente pe care să le folosim eficient cu toții. Un exemplu de bună practică pentru ceea ce ar însemna o arhitectură generală într-o universitate este cel pe care îl prezentăm aici, în care trebuie să integrăm sistemele de management universitar cu sistemele de management administrativ, da? Ele să fie interconectate, sunt atâtea informații pe care trebuie să le furnizăm în diverse locuri. Este foarte important și știm că de multe ori avem cumva suntem puși în situația de a crea un anume disconfort colegilor noștri, cadrele didactice, cerându-le într-o parte să raporteze într-un fel, în altă parte altfel. Evident că un sistem integrat ar fi mult mai util. Apoi, trebuie să existe un sistem ERP coerent, destinat planificării eficiente a resurselor și proceselor din universitate, care să funcționeze în timp real. Și, nu în ultimul rând, managementul și arhivarea electronică a documentelor, inclusiv prin semnături digitale, cu o eficiență ridicată a răspunsului și o trasabilitate. Asta, în mod evident, asigură foarte mult managementul unei instituții de învățământ superioare.